Bun găsit, stimați spectatori. suntem la emisiunea Rădăcini. Invitatul nostru este inginerul Marius Iorga, președintele Cenacului Columna, scriitor de meserie, nu întâmplător avem uh, titlu, meseria de scriitor. Discutam puțin așa, era o, re o remarcă înainte de emisiune, că nu e ideea cea mai bună de a fi scriitor în societatea contemporană. În societatea românească, mai precis. Pentru că oricât de binevoitori am fi noi în, în trale literaturii, în a scrie, din păcate, la ora actuală în România nu se poate trăi din scris. Adică nu putem să avem, ca să zic așa, un contract de muncă pe care să scrie scriitor. Trebuie să apelăm la tot felul de paliative, adică să fim cuștate de plată în altfel de meserii. În speță, în general, sunt profesori, sunt ingineri, că să zicem că eu aș fi unul dintre ei, sunt avocați, sunt chiar și fără studii superioare. Spun că, din păcate, pentru că există două pierderi sau o pierdere extrem de importantă în ceea ce privește creația la noi, pentru că neavând această, acest imbold, ca să zic așa, material, ne cam lăsăm pe tânjal. Odată este problema, să zicem, serviciului, pentru că după un serviciu, mă rog, mai mult sau mai puțin, 8 ore sau mai puțin, mai mult, nu prea îți mai arde și de să ceea ce creativ, înseamnă să... creația. Na. Deci asta ar fi uh, marea problemă. Adică ar trebui să faci, și așa un, un scritor trebuie să facă eforturi și au să facă sacrificii de data aceasta ar fi sacrificii suplimentare sau mult mai mari decât dacă ai fi, să zicem, scriitor așa cu stat, cum zicem noi, pe formularea veche. Discutam cu prietenii scriitori că ne este greu să ne desprindem de realitatea imediată și să trecem la masa de scris, la stiloul de scris sau la uh, calculatorul de scris acum, unii dintre noi. Uh, sau și, unii au și mașina de scris. Din uh, mai vechi mai folosesc? Nu, nu se mai folosește. Nu. Deși prietenul Cristian George Brebenel spunea la un moment dat că îl inspira în perioada comunistă, el a reușit să obțină dreptul de a avea o mașină de scris, la un moment dat îl inspira, cel țăcănit s-a cadat, zicea că îl, ajuta. Cu anii din urmă văzusem și anii din urmă, văzusem un interviu cu Dinu Săraru, care spunea că el n-a abandonat mașina de scris. Da, aici este o problemă, o problemă de tehnică, tehnică individuală am prieteni care spun foarte clar că ei și răspicat, că nu poate să nu pot să scrie poezii la calculator. Deci trebuie să scrie, zice, măi, îmi place să simt așa stilou cum alunecă pe hârtie în momentul în care scriu poezia. Apropo de condiția de de scriitor și de a trăi din scris. Avem exemple la nivel mondial, scritorii excepționali, unii care știu, doar bestseller-uri dar care nu își pun, propun valoare literară dar fac bani și alții care mai ia și cât un Nobel pentru, pentru, literatură iar nume foarte mari care nu fac rabat care au scos câteva cărți dar care trăiesc din scris ce deosebește sau de ce le lipsește românilor un scritori din România sau măcar unul dintre, dintre noi dintre, din România să avem, să ajungem la acum, acest nivel. La ora actuală se pompează foarte mult marketing în Mircea Cărtărescu. Dar și Mircea Cărtărescu este profesor. Deci, el. Și greu de citit dacă ne gândim că fostul președinte la a citit vreo 10 ani, eu, un singur volum. Da, personal nu l-am uh, prea Deva digerat. Atunci, da, da. <laughs> da, pe Mircea Cărtărescu. Uh, dar asta este problema mea. Uh, acum. Uh, Cred că mai discutam noi odată și lipsește ceea ce se numește și ceea ce spuneam mai înainte marketingul la noi în, în literatură, pentru că la asta ne referim. Există ceva marketing, adică există instituția impresariatului pe la muzică, pentru că acolo este mai facil să faci bani. Ori la noi, din păcate, nici măcar, nici măcar Uniunea Scriitorilor nu și-a pus în proiect să asigure măcar o distribuție națională a cărților scritorilor, membri ai Uniunii Scriitorilor. Adică trebuie să ne uităm, de exemplu, la noi în oraș, trebuie să vedem că nu mai avem decât o librărie cât de cât importantă, Mihai Minescu, cea de lângă. Da, cred că era mai bine fără nume, dar cum e singura. Da, e, cum așa. e singura, da. Este pe când cele care au mai fost au cam dispărut. De ce oare? Bineînțeles, în A, condițiile actuale nu se... Deci e mai greu să găsești bani pentru o carte. Este mai greu. Cărțile au ajuns destul de prohibitive la preț. Trebuie să recunoaștem și acest aspect că Bine, mai e și o altă problemă. De exemplu, îmi spuneau prieteni chiar din alte orașe, îmi spuneau și că, bă, eu o dată pe an, când e Gaudeamusul sau mai sunt acum... sau mai Da, sau tot mai, este acum mai dus, da, sunt, mai, mai sunt vreo două, trei care fac reduceri de acelea substanțiale, ci că mă duc și vin cu geamantanul de cărți de la București și las toate cărțile cumpărate de mine în anul respectiv. Nu prea mai mă duc la o librărie. Uh, Cred că și Bine, ai... Acum există și această posibilitate a internetului online unde sunt mai ieftine, direct de la edituri Da, acele târguri care le spuneam noi au chiar oferte și mai mult, au în zilele de, de târg, se ajunge chiar la 50%, poate chiar mai sunt mult anum, da, sunt anumite titluri Și de asta, mult de asta, al... pentru asta se duc și unele sunt cărți valoroase care se merită să spunem așa să fie în biblioteca fiecăruia acum vorbim apropo de meseria asta de scriitor bun bagi marketing și zici că o faci vandabilă, un roman, o carte care poate și știm că în Occident se dă lovitura chiar cu o singură carte, poate nu mai stie nimic înainte sau, sau se vinde după aceea orice carte, orice inepție care o scoți, se vinde bine dacă ai dat un, să zicem o lovitură cu unul dintre volume, însă Acum e foarte greu. Cât marketing să baci ca să faci o carte de poezie bestseller? Deci eu n-am văzut încă. Bine, e clar că... Îmi pare că la, noi pentru, scrie, la noi îmi par, se scrie foarte mult poezie. Îmi pare rău da. pentru prietenii poeții, dar, într-adevăr, cu poezia, ca să zic așa, nu și-au ales prea bine meseria de poet. Da, e mai greu. Păi, de e, multe e ori, exact. în, în popular, așa când vorbești de scriitor te refer doar la prozator, iar poeții sunt separați. De ce oare? Da, nu știu, este aceeași problemă ca, cum zicem noi, Oltenii cu are o fată și un copil, adică are o fată și un băiat, da, așa și cu scriitorii. Vorbeam când pregăteam această emisiune despre o temă legată, mai ales că această emisiune rădăcini, să zicem așa, își caută rădăcinile în istoria locală și chiar națională. Cât de mult constituie trecutul acestor meleaguri sau în general la nivelul țării istoria constituie un factor de inspirație sau și mai mult dacă realitatea istorică dintr-o anumită epocă, dintr-un anumit moment influențează opera literară. Bine, asta sună ca și un subiect de bacalaureat. Poate îl trată că bănuiesc că absolvenții noștri au, au ceva probleme de acest gen. Da, acum pentru că sunt educat și, mă rog, am făcut tot ceea ce înseamnă școală în perioada comunistă, până în 1988, într-adevăr, în perioada respectivă, mă refer înainte de 89, istoria era, bine, impus era omniprezentă în, în ceea ce însemna literatura, chiar și poezie. După 90, și încă în actualitate, mai puțin cred că se inspiră scritorii din istoria, ca să zic așa, tot ceea ce a fost înainte de. Să zicem că, într-un fel. Cei care prezintă acum în uh, scriturile lor, în schierile lor, uh, perioada comunistă, asta numai pentru a prezenta, a o prezenta celor care nu au trăit. Uh, în... Dar, iarăși, este un... bine, evident, este o modalitate subiectivă de a prezenta realitățile care au fost. În rest, viața de zi cu zi, nu știu dacă poate, totdeauna poți să spui analizând trecutul dacă a fost prezentat. Momentan, prezentul așa istoric pe care îl trăim mai puțin, cred că apare. În, cred că este și un, un refuz al scriitorilor cei mai uh, trecuți, așa, care au mai prins și perioada dinainte de 89, cred că este un refuz al lor de a mai prezenta, așa, istoria asta um, atât de um, prezentă și omniprezentă în, în viața cotidiană. Iar cei care sunt mai tineri uh, interesează mai puțin, cred, uh, istoria. Mă interesa ca idee tot am vorbit și la nivelul țării s-a vorbit mult de literatura desertar dinainte de 1989. A fost valabilă o asemenea realitate la nivelul județului Gorj, din ce cunoașteți? Literatura desertar, hai să uh, zicem că este, de fapt, să o considerăm literatura care nu putea să apară datorită cenzurii sau datorită autorului că era la index. Sau, bine... Mai exista și chestia. Da, dar nu la noi. Nu la noi. Din, din povestirile colegilor de la cenacul pentru că eu am început să vin din 88 la Cenaclu Columna, știu că au, au avut ceva probleme și ei cu securitatea, pentru că erau chemați la declarații, se mai, mai apăreau tot felul de personaje dubioase pe la ședințele de cenaclu, oameni necunoscuți care veneau o dată de două ori, apoi dispăreau și apoi apăreau băieții cu ochii albaștri care îi chemau la tot felul de declarații. Deci au fost ceva probleme de genul ăsta. Bine, au fost probleme pentru că se mai discuta așa mai liber și se mai încingeau spiritele și mai, se mai scăpau anumite expresii, cuvinte și de asta. Mă gândesc că apropo de, de literatura sau de nume interzise, îmi venea în minte Sabin Velican, Sabin Popescu Lupu, cum era el numele, uh, și îmi da. povestea în anii 90 pentru publicația Opinia la vremea respectivă, a și colaborat însă în ultimii ani de viață cu această publicație, și care spunea că a strâns foarte multe, dar uh, nu, numai, nu că a fost neapărat interzis. Adevărat a avut probleme, inclusiv arest, uh, pe, dar n-a încercat în anii 80 sau anii 70, că... când se, să zicem așa, unii au început să de în pupă, rigore pupă, a început din nou să publice sau ceva de genul ăsta. El n-a încercat acest lucru, a strâns lucrările respective. Și el, ele au văzut lumina tiparului practic după 1990. După, o perioadă, multe din acele lucrări s-au tipărit, multele, multe s-au pierdut sau în orice caz n-au fost, fost publicate. Încă ar mai fi fost loc de câteva. Deci în perioada respectivă nu era numai cenzura, pentru că ne învățaseră să ne și autocenzură. Deci asta este o dovadă clară a autocenzurii. Adică puteai să scrii orice voiai atâta timp cât era un sertar pentru a ieși în piață, ca să zic așa, trebuia să faci toate concesiunile care trebuia să le faci. Nu aveai nu aveai dreptul. Dar de... mă gândesc apropo de istoria ca suport, foarte multe bestselleruri internaționale merg și pe această rețetă. Ia un eveniment din istorie pe care care e momentul declanșator, ar nu știu ce Acțiune care... Da, bine, asta este speculația autorului și... Bine, legende valorifică diverse lucruri. S-a încercat și la noi după Revoluție, au apărut câteva cărți, unele au unor scriitori importanți sau în orice caz plecați afară în anii 70-80 și care au revenit în țară cu diverse cărți, gen despre Zalmoxis, tratând legende sau ceva despre, despre aceste lucruri sau alte momente din istorie, dar care nu s-au bucurat de prea mare succes, să spunem așa, în România, deși în anii 90 încă se citea destul de bine orice practic. Și mă gândesc la primii ani după revoluție, după revoluție când stăteai să vii să zicem o carte de pe UNESCO sau ceva chiar și în atunci 90, 91, 92, parcă să la că am vorbit de librăria din centru. Ca pâinea calda. Da, a, de stătea, da. deci știu că am făcut o noapte întreagă ca să fac să iau volumul, nu mai știu, acela negru mare, totuși iubirea sau ceva de genul acesta, totuși nu mai știu. Iubirea, da. da. Deci se putea, se, se făcea asta. Asta pentru, mă refer la scriitorii care aveau amvergură națională. În același timp, scriitorii locali au și cei legați de columnă au și poveștile lor și, din fericire, i-am prins, măcar pentru câțiva ani, chiar dacă eram atunci imediat după liceu sau chiar în anii liceului, m-a fascinat, de exemplu, Ditură 2. Și cu diverse lucruri pe care le povestea în stilul său caracteristic despre ce se întâmpla atunci. Ca să vorbesc de membri, am rămas și acum chiar nu știu dacă era membru al celorlaltocului Columna, dar vorbea despre Columna foarte mult, regretatul ziarist Ion Tarbac. Cel da, cu istoria fost, presei Gorjena. Da, da. Și el dacă reușeai să ieși la o cafea sau ceva cu, tu vorbea permanent de columnă așa ducea diverse. Era o, o istorie ambulantă, să spunem Bine, așa. el a nu? și fost documentarist, adică da. el a... a, a deci nu era istorie nu, de meserie, da. Nu cum... era, dar a scormonit. A scolmonit prin arhive, chiar și Alexandru Doru Șerban după aceea, cu a sigurant, preluat da, da. ca să zic așa, această Păi lucra, La un moment dat au lucrat au împreună, lucrat deci, împreună, practic, da. de acolo a pornit acea pasiune, dar care s-a sfârșit, din nefericire, deci destul de devreme, să zicem, pentru, pentru domnul Tarbac. Chiar și pentru Doru Șerban chiar ar mai fi fost. Ar mai fi avut mult da. timp, da. Și... ar fi, Mult de lucru, dacă ar fi avut timp. Da. Uh, Apropo de aceste, de aceste teme istorice, am văzut antologia ultima făcută de Cenaclu, în care mm. e mai multe po opere literar. Gorjul literar. Da, gorjul literar. Istoria din ce am parcurs eu, mărturisesc că nu l-am parcurs pe toate, dar pr proza m-a mai Istoria parcă, parcă sunt atemporale, așa, deci nu prea se se duc spre istorie din ce am văzut eu. Da, nu, așa cum am zis mai la început. Nu, nu prea mai. nu știu, poate este o. Această libertate de a fi, de a te lega de individ, de individual, de, nu știu, relația individului cu societatea, cred că faptul că ni s-a dat această libertate de psihanaliză, de analize psihologice și tot felul de astfel de analize legate de individ, cred că de asta nu, nu, nu se mai plasează uh, personajul sau uh, puținele personaje principale care sunt în ceea, ce înseamnă, în ceea ce se scrie în roman sau în proză scurtă în, uh, în istorie, până la urmă. Ci, pur și simplu, într-o viață așa, mitică. Deci, un refugiu în literatură din, din cotidianul... Uh, da, un fel de. Un fel de. Vorbim despre... Apropo de, de literatura care există astăzi și care, să zicem așa, un vârf de la ce cel puțin la nivelul gojului, este și cenacul pe care îl reprezentați, uh, <coughs> practic, de foarte multe ori nu mai este drumul normal cel care îl parcurgi într-un cu să zicem așa, prezinti, ești criticat sau nu, în orice caz îți faci retușurile de rigoare și, <coughs> și apoi textul tău poate deveni publicabil. Și de foarte multe ori avem, se publică mult și prost, n-a văzut nimeni, ce, să zicem așa, -a, nici măcar un prieten poate de multe ori nu ți-a spus o părere, dar tu dai cu textul ăla ca cel mai bun din ăsta. Sunt și cazuri de genul ăsta pe care vin și cu volume, dar care nu spun nimic, dar din contră e un nume adunat pe o carte până la urmă. Da, să zicem, din păcate, Acum o să spună cineva că se instituie cenzura. Dar nu. Într-adevăr, cunosc și am văzut și văd continuu astfel de exemple. Este ceea ce, se, ceea ce înțelege fiecare din această din libertate. Nu știu dacă am mai spus, la noi la ședințele de cenaclu este destul de dificil să critici pe cei tineri și foarte tineri pentru că nu sunt absolut deloc obișnuiți cu mici observații. Deci trebuie să apelez la tot felul de tactici psihologice pentru a le atrage atenția asupra ceea ce este, mă rog, să zicem, din punctul fiecăruia de vedere. Mai puțin bun în creațiile lor, pentru că nu vrem să îi îndepărtăm. Ei nu înțeleg că noi, din capul locului, îi considerăm undeva deasupra celorlalți. Pe vremuri 90-91-92, când aveam un cenaclu pe care se numea atunci altfel, ziceam așa, băi, suntem geniali pentru că scriem. De aici pornim, de aici în sus. E, se pare că tinerii noștri vin într-adevăr cu geniu și este nu suportă să fie doborâți de pe piedestalul pe care s-au urcat singuri. Acum, cu aceste cărți care apar, pentru că ei Păi revistele de specialitate, prin revistele literare nu prea pătrund. În schimb, apar foarte ușor pentru că se publică, se tipărește foarte ușor. Totul este să ai bani. Și atunci apar tot felul de cărți de ale copiilor de, de 13, 14, 15, 16 până la 18 ani, chiar nu, nu mă rog, pe aici în perioada de să zicem generală și uh, gimnaziu știință, și general, da. liceu, da, care mă rog, au, se știe că românul s-a născut poet, uh, marea majoritate au această tendință de a formula cât de cât, mai ales că învață pe la școală și știu că trebuie să facă niște uh, versuri care trebuie să sune din coadă și publică, pentru că iau mama și tata găsește acolo o mie de lei să publice 100 de exemplare și cu asta copilul a devenit poet cu carte. Da, e interesant și s-ar putea să vorbim de cazuri, adică nu că s-ar putea să nimere. de foarte multe ori am văzut acest da, exista, tip de exemplu. există apoi și ceea ce, ce am putea numi, pentru că <coughs> cred că se poate numi așa, există și o literatură de Facebook. Da, siguranță. Așa, pe care numai să dai grupuri. Da, ce are măcar și editori. O, o căutare de grupuri literare și o să găsești cu nemiluita, pentru că oricare își poate face un grup acolo și se publică, adică fiecare își poate posta uh, poeziile. Acum, uh, pentru că am ajuns aici la acest Facebook, uh, chiar editura Paralela 45 a făcut... Uh, de curând am, ca să zic așa, a terminat a, sau a finalizat în mod fericit un proiect care se numește un grup Q-Poem și au publicat acum, cred că, 12 cărți de poezie, printre care și un târgujean de-al nostru, Mihai Maradia, și numai ce au pornit de vreo o lună de zile, Q-Proza, și cu un site unde se publică proza. Destul de sceptici așa au fost la început, pentru că s-a discutat foarte mult, mă, dar câtă proză să publici, pentru că până la urmă cât stă și omul să citească. Dar a prins, a prins, sunt deja zeci de autori înscriși în grupul respectiv și pe site și Ii poate nu mai văd că... Și eram curios să aflu și altceva. Știm problema cu membrii Uniunii scriitorilor sau nemembrii unii scriitorilor și aici la gor și în toată țara. Însă cât de mult, să spunem așa, mă refer pe cei care sunteți unii scriitorilor, vă interesează, vă atinge ce se întâmplă la, nivel, la nivelul instituției etc. războiul acela pentru președinție. Și întreb asta, mai ales că Nicolae Manolescu, președintele în funcție, fost, da, a tot fost pe la Târgu Jiu. a și fost numai chiar a de ce a fost făcut da, da a fost un cauza da, da. la Târgu Jiu, la UCB. Da, știi cum, acum vorbim între noi că nu ne aude nimeni. Da, promit că nu ne, nu ne aude nimeni. <laughs> da, din păcate nu știu. Cred că reușim să facem de râs orice fel de instituție. Uh, da. Cineva, o bună prietenă, zicea că avea, avea o bună impresie despre artiști, despre scriitori, până când a început să frecventeze un cenac. După aceea a început să, să, schimbe părerea. Da, apropo de meseria de scriitor. Yes. La <laughs> apropo de orgolii și de tot felul de Aici se să zicem, atrapați lăcuri care apar și boi unde sunt mai mulți de, mai mult de doi oameni deja încep să apară interese. Nu, tocmai asta remarcăm și remarcăm pentru că din acest scandal lumea se va uita cu alți ochi la foarte mulți scriitori. Adică mă gândesc că în urmă cu câțiva ani sau în vremea când terminam eu liceu, Nicolae Manolescu era un pisc în care nu prea reușeai să te atingi, adică nu, nu, nu mă refer la, la oameni consacrați, era foarte greu să se atingă. Acum există o porcăială no, cu ghilimele exact, de legoare generală, deci nu, acum nu mai oricine e. poate să se apuce și să arunce cu invective în stânga și în dreapta, pentru că. Nu, așa înțelegem noi libertatea. Și deși n-am înțeles exact, adică știu că se reproșează, că n-ar mai fi trebuit al treilea masă sau știu problema de unde a început. Însă m-am tot uitat printre scriitorii, dizident să spunem așa, că deocamdată oficial tot cealaltă conducere este recunoscută. N-am prea văzut, adică sunt nume mari făcute în ultimii ani, dar nu cu operă. Bine. Eu... Cred că așa aici poate fi o problemă, că una e să, nu știu, dacă era pe vremea, să zicem, că am vorbit de Adrian Păunescu mai devreme, sau un nume mare care ar fi, ar fi în tabăra dizidenților, probabil ar fi fost altceva. Sunt nume cunoscute, dar nu trec, deci măcar la Manolescu e o operă în spate. Da, asta este, ca să zic, să zic așa, meseria murdară de scriitor. Adică, cred că până la urmă, Problemele sunt de ordin administrativ până la urmă. Nu sunt probleme de ăla e mai bun sau mai puțin bun sau ăla e mai. nu știu cum să zic, sau mai egal decât mine. Aici sunt toate problemele pentru că cred că aici au fost nemulțumirile la nivelul cheltuielilor, banilor, Uniunii Scriitorilor și. care liste. nu mai sunt ca odinioară. Care Pentru că nu. Cred că sunt, pe vremea lui Ceaușescu scriitorii aveau cel puțin, cei care colaborau cu regimul, aveau un regim mult mai bun decât uh, uh, acum. În, în perioada comunistă, da, cred că s-ar fi putut discuta de meseria de, de scriitor mult mai repede decât s-ar discu putea discuta la ora actuală. Pentru că, evident, cu compromisurile de rigoare, uh, se, se câștiga bine din cărți adică ajungând cu o carte în tipografie sau, mă rog, în librărie, câștigai bani frumoși. Deci Foarte. câștigai, câștigai bani frumoși. Am spus cu uh, compromisurile de rigoare. Nu puteai să scrii orice vroiai tu, evident. Venea cenzura și de aici începeau toate. Dar se câștigau bani ceea ce din nefericire în ziua de astăzi nu se mai... Foarte rare sunt exemplele unde într-adevăr se face un tiraj mare, se vinde un tiraj mare. Ba mai degrabă cred că am văzut, e moda aceasta ca supliment de ziar să dai o carte de vreo câțiva ani, unii și așa lansează cărțile, mă gândeam la o lucrare a lui Petru Popescu, care a fost, mă gândesc inclusiv la cărțile, bine, nu le putem numi literature ale președintelui, deci primul pas și pas cu pas sau ceva de genul acesta, dar care au mers la public sau uite, apropo luăm un Gorjan Cartianu care nu stie documentaristică, documentaristică sau ce face, da. dar au ajuns la un public foarte larg printre mei că au fost de fapt un supliment de ziar. Ar fi asta o soluție? Mă gândesc la scriitor să ajungă în nu neapărat la cei da, da, bine, dar... aici... Uh... Aici e problema de marketing, dacă ziarul îți acceptă, te știe, te cunoaște cine ești, pentru că un debutant sau, nu știu, dacă un ziar de la București ar putea pune ca supliment un scritor de la Gorș. Da. Uh, dar problema este că nu există distribuție națională. Asta este problema scritorilor din România mișoara Banatul, acolo la ei, ce mai ajunge din cartea lor prin cunoscuți, Clujul, Iașul, deci sunt așa centre. Și Bucureștiul, care ei sunt acolo și se consideră așa un fel de cu pământului și gestionează și ei, sunt și cei care gestionează fondurile. Dar nu cumva în momentul de față breasla asta a scriitorilor este cumva închisă. Adică se citesc între ei numai pătrun la marele public. Bun, îi lanseze o carte la ea și am prieteni în, nu știu, prin țară, le trimi cartea sau cumva fac rost de ea, tocmai pentru că nu există. Deci, faptul că librăriile sunt societăți comerciale. Nu ai cum să ajungi la societatea comercială care vinde în Jiu. Nu ai cum să ajungi de unde să găsești acum o societate, adică, ziceam, de impresariat, de impresar, care până la urmă scriitorul, el trebuie să scrie. Nu el trebuie să alerge după tipografie, după, după editură, după tipografie și după desfacere. Da, teoretic așa trebuie să întâmple lucrurile. Teoretic așa ar trebui să se întâmple. Bine dând un exemplu din televiziune și la televiziunile mari din București sau ceva de genul ăsta, ce facem fiecare dintre noi într-o echipă de la partea tehnică, nu știu, regie, montaj, toate celelalte care ar trebui oameni distinți și până în, la o emisiune de la producător, toate celelalte, practic la noi toate se cumulează într-o într singură persoană, în două persoane, în trei. Deci e E mult, e mult mai da, e, e mult mai mult decât ar trebui să facă un om așa se întâmplă și aici, deci trebuie să exact. facă de toate ca să poată să, să supraviețuiască uh, am și două uh, am și două mesaje uh, unul spune așa uh, ok mulțumesc pentru emisiune am reținut că avem scriitori și la Târgu Jiu. din păcate nu-i vedem pe tarabe spune cineva pe Tarabe, nu, la librărie, nu mai spun unde, dacă merge s-ar putea să găsească. Probabil că se referea la, nu știu, Tarabele de ziar sau ceva de genul ăla. Uh. Alcineva spune așa. Multe salutări și gânduri frumoase pentru domnul Marius Iorga, un exemplu pentru tânăra generație de scriitori. Sunt, sunt un fan de la Ceraclu, să facem. <laughs> uh, mergând mai departe, că nu mai avem foarte mult din discuția noastră de astăzi, uh, apropo de condiția scriitorului în societatea contemporană, care ar fi până la urmă să zicem, metoda de supraviețuire. Am înțeles partea materială, o rezolvăm că ne luăm serviciul ne de luăm bază serviciul. pentru care ne-am pregătit până la urmă. Exact. Dar nu se poate merge la infinit cu asta. Adică una ar fi, să spunem, scriitorul care îl vedem în filme, trăiește din asta, scrie toată ziua, la inspirație, nopți nedormite, chestii și dă bestseller sau, în orice caz, o carte de succes. Și alta e cel care vine obosit, cum spuneam ăsta, tracasat de șefii de la diverse, să zicem așa, firme, firme fabrici, uzine și toate celelalte, dar nu, prea mai avem de la de asta, e altă treabă. Da. Și încearcă să mai fie, numai că nu e greu să fii creativ în toată chestia asta, dar până la urmă zici, băi, pe timpul meu liber nu știu dacă mai merită să știu, mai ales că nu văd, să zicem, și urmarea de mai târziu. Unii dintre. Și am discutat asta cu mai mulți dintre cei care, să spunem așa, stiu, inclusiv de aici, Gorjen, spun însă alte. Speră măcar că la bătrânețe, când vor fi pensionari, să aibă două avantaje: timp, în sensul că nu se mai duc la serviciu și au timp să scrie, și al doilea, poate o pensie puțin mai mare, că îi ajută dacă se menține scriitorilor. Dacă se mai menține, da, cer da. 50% din pensie de la pentru membrii Uniunii Scriitorilor. Da, este ceva adevărat în ce spun eu? Da, este. În ce? Este, numai că acum și partea omenească, naturală. Când ești la pensie, încep să mai ai și probleme de sănătate, încep altfel de probleme, adică viața până la urmă tot timpul îți creează probleme și ai altfel de probleme. Dar să zicem că la pensie da, ai avea ceva mai mult uh, timp uh, liber ca să scrii. Bine, știu, mulți colegi de-ai mei spun da, dar parcă totuși să semnești și autografe cum semnează Delia când vine pe insuliță, știi? Asta așa, naivitățile. Păi nu, da, pentru păi că e un scriitor da. din România, nici măcar am amintit noi de Cărtărescu, care să fie așa asaltat Chiar de fani. Asaltat dar, de fani dar, pe da. Da. Asta nu înseamnă că unii dintre ei nu se. chiar au avut succes chiar pe internațional. Știu că reținut la un moment dat câteva nume care în orice caz au tipărit afară și unele și chiar de succes. Ca să nu mai vorbim că avem scritori de origine română care lucrează, care stau în, în Occident sau în au creat în și Occident care, și care, da. care fac, inclusiv laureata premiului Nobel care îmi scapă acum numele. Miller. Da, așa. Iată, da, da. Iată un, un exemplu. Se poate. Însă, apropo de, de condiția de scriitor în societatea contemporană, până la urmă, vrând nevrând, situația istorică dintr-un anumit moment afectează și creația artistică, fără să ne dăm seama. Dacă înainte de 89, nu neapărat să ne dăm seama, dar înainte de 1989, ne afecta în sensul că era cenzură sau autocenzură. După 89 Acum este, este una da, da. materială, și până la urmă da. tot acolo ajunge ca rezultat final. Da, apropo de paralela aceasta înainte și după, discutam cu colegii, cei care sunt mai în vârstă. Cred că este foarte important, apropo de istorie, să-și povestească viața. Deci, nu neapărat literar cred că la un moment dat, nu știu, așa cred eu, va fi un gol în istorie. Pentru că se uită documente, cred, mi se pare că la Revoluție s-au distrus cam multe. Așa, ușor, eu știu că era euforia momentului, dar bine că au distrus comuniștii mult timp. Pentru că vorbeam cu doamna profesoară Mariana Cornoiu apropo de tot ceea ce a însemnat uh, zona Târgu apropo că vorbim de aici cu boierii și cu că Băleștiu, zona sau uh, cei care au fost, pentru că tot am văzut pe la televizor cu deportații din Bărăgan. Uh, Iar sunt, uh, sunt foarte mulți uh, oameni, chiar uh, Sabin Velican, n-a apucat să povestească tot ceea ce a însemnat pentru el. Apropo de ieșirea da. la pensie, să se afla în ultimii ani de viață în care nu mai avea, să zicem, verba care ar fi avut-o în anii 70 să publice mai mult sau în anii 60, cred că dacă ar fi fost cu forțele din, din 1960-1980, da, ar, fi, apucat. Da, da, să ar fi fost altceva și poate ar fi văzut niște lucruri foarte importante după, 80, practic după 89 la dânsul s-a rezumat la literatura desertar, da, ce de ce a scrisă n-a avut să zicem așa nimic, viaț, nou. nimic, nou. dar pe de altă parte apropo de ce, de ce, se întâmplă cu, cu această meserie de scriitor cu siguranță scriitorii sunt foarte importanți în viața cetății au fost și vor fi importanți categoric Categoric, pentru că, până la urmă, izvoarele scrise sunt cele care rămân. Da, cu această concluzie încercăm uh, uh, să încheiem această emisiune, cu promisiunea că o reluăm și pe alte, să zicem, paliere, pentru că e. Eu, zic, eu spune că e foarte interesant. Poate o să citim la un moment dat și ceva din creația literară a scriitorilor gorjeni. Și pe post, pentru că e alt, e alt model, de, adică e, alt, moda, e altă modalitate de a ajunge la, la cititori. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră și la această mulțumesc. emisiune. Dragi telespectatori, a fost domnul Marius Iorga, președintele Cenacului Columna. Vă mulțumim pentru atenție, ne întâlnim săptămâna viitoare la aceeași oră. La revedere!